Gunoaiele te însoțesc la tot pasul pe drumul ce face legătura între Târgu Cărbunești și Câmpu Mare. Pe marginea carosabilului stau aruncați saci cu moloz și peturi goale, deșeuri menajere și resturi vegetale. Nu se dau amenzi, nu se face curățenie, iar firma care are în administrare drumurile județene nu vede gunoiul de pe marginea șoselelor. Garda de Mediu Gorj susține că nu are oameni de pus la pândă și că nu știe pe cine să tragă la răspundere pentru mizeria semnalată.